Deci aici vedeți, apare factorul nivelul sofisticării business-ului sau afacerii și inovarea tehnologică, zice, prin care funcționează, dar nu orice fel de produse, ci produse revoluționare, să spun aici. O să intrăm să vedem și clasificarea, nu știu cum s-a întâmplat-o. Așa. Proiectul utilizează o schemă de ponderare, zice, a celor trei grupe de studii pe care construiesc fiecare stadiu de dezvoltare. Și ce folosesc determinarea stadiului dezvoltării? GDP-ul, Gross Domestic Product per capita, la rata de schimb a vieții, zice. De ce e important? Pentru că, după cum am spus săptămâna trecută, a fi competitiv înseamnă, în primul rând, a crea premise de creșterii bunăstării. Bunăstarea o văd prin salariul, nu numai prin salariul, pentru că o să vedem că există și o chestie care caută să determine nivelul subiectiv al fericirii. Da? Deci, există și alte dimensiuni ale bunăstării și ale percepției asupra nivelului de trai și calității decât cele care sunt puse în aceste studii. Și apoi se ia în considerare punerea exporturilor bunurilor primare, în total exporturilor, gen materii, dar deci neprelucrate. Și ce se spune că țara cu o punere mai mare de 70% exporturilor de bunuri primare în totalul exporturilor, este considerată o economie bazată pe faptul. Aveți aici un tabel din care rezultă pilonii, da? Și de la cei 12 pe care i-am listat, cum anume acești piloni se includ pe fiecare categorie de economie sau nu de economie și care ar fi ponderea fiecărui pilon în parte pe tipul de economie. Da? Și, de exemplu, dacă vă uitați la economia bazată pe impact, pilonii 1-4 au 60% pondere, pe când la economia bazată pe inovație, mai 20%. Ce vreau să înțelegeți de aici? În toate categoriile de țări sau de economii sunt prezenți toate acei 12 piloni sau factori. Numai că cele mai puțin dezvoltate, da? Acestea au o pondere mai mare a factorilor în prima categorie 1-4. Deci, cele care îi arată numai cum se folosesc sau cât de prezent sunt factorii din mare, să se zice. Dacă vreți să vedeți sursa, aici o aveți și puteți să o consultați. În 2012, la nivelul forumului mondial, se introduce noțiunea de sustenabilitate sau durabilitate, dacă vreți, astfel încât acel indicator, indicele competitivității globale, capătă, uitați-vă, o formă ajustată cu sustenabilitate. Iar această sustenabilitate se referă la aspectele sociale și aspectele legate de mediu. Din nou, am figura aceasta adaptată după site-ul Do. Deci nu am inventat eu nimic. Ce mai scrie în acest raport, în acest site? Că România este pe locul 57 din 79 din perspectiva indicelui agregat al sustenabilității sociale, având o punctaj, un scor mediu de 3,99 în perioada 2011-2012, comparativ cu Norvegia, care are un indice, un scor de 6,67. Aici v-am dat o temă de lucru, am trimis din Adelina temele de lucru, nu poate le puteți face. Dacă vreți, eu nu vă oblig să faceți temele de lucru,
Romo cu ele, dacă vă cită interesul, cită cu transcriere. Sau, ce rost mai au aceste teme de grup? Dumneavoastră veți fi evaluatori ai dezvoltării regionale, așa? Și atunci, puteți